Palatul Parlamentului a găzduit cea de-a 13-a ediție a întâlnirii Mic dejun cu rugăciune. Tema aleasă de organizatorii din cadrul grupului ecumenic de rugăciune a fost Unitate națională în identitate creștină. Ne dăm seama mai mult decât oricând de nevoia de a sta uniți prin ceea ce ne aduce împreună, și anume credința în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Este un lucru foarte important să fim toți cetățeni activi. Cu siguranță în anul centenar ne șade bine să fim uniți, să fim într-un spirit, și bucuria noastră este ca acolo unde se adună doi sau trei numele Domnului, El să fie prezent, și mărturisesc că am simțit prezența lui Dumnezeu. E un moment important, e un moment și dificil după referendum, dar e un moment de strângere a rândurilor între creștinii din România și puterea rugăciunii este mare. Dincolo de diferențele politice care sunt între noi, putem să demonstrăm unitatea pe care o dorim cu toții și mai ales în acest an al centenarului. Potrivit organizatorilor, întâlnirea de la Palatul Parlamentului a reunit aproape 500 de invitați, un număr record pentru acest eveniment. Având în vedere că ne aflăm în anul centenarului Marii Uniri, vorbitorii au remarcat faptul că realizarea unității unui popor nu este rezultatul unor acțiuni politice, iar credința, familia și patria sunt valori care nu se negociază. Realizarea unității unui popor nu este doar rezultatul unor acțiuni politice, militare și diplomatice, ci este și rodul rugăciunii lui Hristos și al fiilor unui neam. Acesta este mesajul meu, să trăim în unitate în lucrurile necesare, valorile non-negociabile ale credinței, familiei, patriei și păcii, liberi în manifestările noastre religioase, dar să-L întâlnim pe Dumnezeu, și în toate să domnească dragostea. Ființa acestui popor este eminamente creștină, iar creștinul nu stă inert în istorie. El dă replică istoriei nu pentru a face istorie, ci pentru a reaminti chipul lui Dumnezeu pe pământ. Participanții la mic dejun cu rugăciune au subliniat în mod unitar că, indiferent de cult, creștinii trebuie să se roage unii pentru alții și pentru unitate în națiunea română. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru țara noastră și nu doar. Influențăm cu stilul nostru de viață, cu concepția noastră despre lume și viață bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cei care decid în numele nostru. E un eveniment absolut important și cred că încet, încet, de la an la an se observă cum crește, și importanța lui poate se va vedea peste zeci de ani. După înfrângerea pe care am avut-o la referendum, era nevoie de revigorare. Ne bucurăm să fim împreună, ne bucurăm să o luăm de la capăt și să rămânem oamenii care să păstrăm valorile și unitatea neamului prin credința în Dumnezeu. I'm very happy to be here. Sunt foarte bucuros să fiu la acest eveniment și să văd că atât de mulți pastori și parlamentari vin aici și spun: noi trebuie să ne rugăm în unitate pentru România. Cred că este un semn impresionant pentru întreaga lume faptul că suntem una. În cadrul acesta al Parlamentului României se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, despre credință, despre valorile creștine, inclusiv în viața politică din România, și eu cred că este unul dintre cele mai mari câștiguri în acest domeniu. Deși credința a ajuns un subiect de dezbatere, ca adevărați creștini avem exemplul Domnului Iisus, care s-a rugat pentru unitate și a lucrat în unitate cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt.